Aceasta este o predică de sâmbătă. Mă scuzați. Ne facem semnul cruce. Ies obosit în ultimul hal. Nici nu mai văd. Hai să citim o cântare. Șase, opt, unu. Tu privirea ți-o ridică la micul tău ceresc, numai el grija ți-o poartă pentru traiul pământesc. Tristă-i viața fără Domnul, chin muncește inima, pe toți însă ne conduce chiar Iisus cu mâna sa. Și versetul 2 de cântare. Și în acest an iarăși pune cârma tot în mâna sa, el, suprema înțelepciune, te conduce calea ta, iar în pânza luntrii tale suflă vântul său ușor și în grabă de ajunge la al tău Mântuitor. Ce vreau eu să spun este că vreau să scriu un roman pentru cineva bazat pe cartea asta din care am citit, cu 700 de cântări. Asta e din 87 cartea, când am mers o prima dată la biserică. Și bazat tot pe această Biblie. Astfel, în romanul care vreau să-l scriu, ar trebui să-l scriu, dar zice, nu contează în cât timp. Dar ideea e, după ce studiez bine pentru această temă, aceste două cărți. O altă carte, doar intempestiv, care vreau să vă prezint. Deci, ce orbitor, domnule, ce cărtăresc, ce nedelge. Asta este carte. Una din ele. Asta e în top 10. E bine, cartea care vreau să scriu, dacă o să trăiesc, asta se pune problema. Cum să zic? Ar avea titlul Sfântul. Sfântul. Și ar fi, în principiu, un om care poate fi oricine. Asta ar fi o artă cărții, dacă ar fi așa. Dar care este născut cu un mare dar. Mă scuzați, într-un fel sau într-altul, pentru sfințenie. Arăt bine așa?